Păi cei care sunt, mă refeream că rămân. Ei rămân până în august. Slabe șanse să decadă cei care sunt. Sau atunci cu Adrian. Tot anul s-a votat aiurea și în marea finală... Tot aiurea. Tot aiurea. Adrian chiar, la de ce n-a pierdut? Păi și el a câștigat. Păi și de ce? Și cu Edina. Edina. Păi dacă... Păi... Care e problema ta? A câștigat până în februarie. Cam... Nu? Păi... Era cu maică sau ce treabă avea? Durea la partid. Dacă omul e plăcut la public, mă. Durea la până la urmă, care e interesul Cătălinei aici? Nu vine nimeni și nu-ți găsești pe nimeni. Păi dacă omul primește milioane de mesaje, ești nebun la cap. Păi cum să-l dea pe ăla afară? Ia uite-l și pe ăsta. N-aș putea să stau așa dacă nu-mi fac cu pusul. Dacă omul primește mii de mesaje pe aici. Atât că te gândești că mai e pusul. Ei de unde ieșeau și ei investițiile astea? Nu trebuie să le ia de undeva. Din reclame, din alea, din alea și le ai de unde. Și dacă la oameni le place de Mădălina și vreau să o țin aici până încă un sezon, nu mai ține un sezon. E vorba bine, dar vreau să zic. Îmi dai seama, mă, că ești în avantajul. A dreapta. Și într-adevăr, oamenii care țin cu tine și ai susținătorii tăi, îți respecte deciziile, nu tot ceea ce faci. Da. Pentru că se gândesc în primul rând ceea ce simte el acolo. Da. Tu degeaba ei văd de acasă că ai plăcere acolo, acolo, acolo. Dacă nu se vede ceva strong așa, la revedere. Nu. Acum am zis cu George. Până în februarie s-a putea numai Alin cu doamna Luniță și din februarie s-a schimbat, adică treaba s-a mâncat asupra lui George. Păi da, dacă nu intra George, câștiga Alin. Și cu cine câștiga? Cu Marea? Eu doar vreau să-mi găsesc fătuca. Cu Andreea. Să-mi vină fătuca, jumete. Toată lumea vrea. Ce-i fi? Sau trei sferturi. Eu zic toată lumea vrea, nu cred că a venit cineva doar la ceva de la televizor. Stătea? Să uită la televizor. Cum nu o să rămâne uniform? Ce? Februarie mai pleacă. Eu simt că și acum sâmbătă va pleca cineva. Sau cel puțin sâmbătă viitoare. Ce? Simt că sâmbătă asta sau sâmbătă viitoare va pleca cineva. Trebuie să așa în noiembrie. Cred că o să se deschide poarta. Mare bârză când zici nume, atunci ești și mic. Păi pe cine mă să dau nume dacă nu știu? Păi erau doar fete. Ia uite-l mă cu anul ce-mi face. Ce? Uitam că agățați-mi două fruturi acolo și mi-i dereglare, cred. Păi am zis acum, n-am zis peste 3 luni. Zic acum. Nu mă, dacă e să plece, prea Luca. Trebuie să mai plece 3 fete și 2 băieți. Nu înțeleg cu al meu deloc, n-am nicio treabă. Trebuie să mai plece fete, că trebuie să mai plece și l-am plecat. Dacă e să plece acum cineva sâmbătă, mă plecă la Luca. Două fete. Poate să fie la Luca. La băieștea să rămână așa, dar la fete 2-3 cel puțin trebuie să plece. Și tot a rugat susținătorul să mai voteze și atunci cred că are șanse să plece. În cazul în care două ca să fie 4-4. Poate s-a răsturnat clasamentul, nu știu, oricum, din noi trei suntem. Da, din noi trei. Ce limbezi? Dacă e să plece cineva. Dacă știu cum să facă, n-am. Da, crezi că dacă primești o floare, două sau... Stai, nici timp, l-am zis și o repet eu, pun decât părea Luca. Dar după aia eu nu mai pun ce mi se spune. Poate să roage toți de mine. Nu mai pun ce să... Că pun și pun pe altul... Normal că cineva trebuie să plece. Păi puținul ăla, mă, dacă lor le depășește barem de mesaje, de susținători, stai aici până vorbim. Ai înțeles? Deci dacă ei au un barem, să zic, băi, concurentul Cătărescu, dacă are 30%, peste, nu, 1% peste, sau peste baremul nostru, te ține aici. Nu te propune nimeni. Chiar dacă ești propusă dintre noi, o dă invers. Păi totul e din telefoane, mă, din astea, din mesaje. Cât e? 62 de cenți imediat? Just i-a aruncat. Și plus că 62 de cenți doar un dar, un mesaj. Un mesaj, da. Și tu nu ai văzut că vin? Un mesajul l-ați trimis la mine. Păi acum-s tot felul de de-alea, de oferte de-alea la cartele și la abonamente, îți permis să dai ca nebun. Mie mi-e dai de dimineață până seara la abonament.
de alea 5.000, 7.000 de mesaje, le dai de lăsar muncii. Dar atunci, în clipa aia, când zice că doresc să rămână, pe să umple aia imediat. Nu știu, așa cred că este. Păi nu, că așa este. Păi și pe site, când ai dat, când ai apăsat pe pagina lor, lor le intră bani în cont. Da? Numai dacă accesezi păi, pagina. Dacă se plece la altfa, inevitabil una dintre noi tot va trebui să plece, pentru că în primul rând n-are unde să stea, nu au unde să stea celălalt. Nu e vorba că n-are unde să stea. Tu nu ai cum, tu n-auzi ce se întâmplă. Dacă vin cele patru, întâi trebuie să treacă de proba publicului. Sunt patru. Dacă publicul le acceptă să intre, bine, dacă nu pleacă, pleacă înapoi din cinci, pleacă patru. Dar poate nu bagă. Sunt trei băieți singuri, trei sunteți? Eu, patru. Dănuț, Cătălin, patru. Cine mai mă singur? Patru. Patru sunteți. Și Nicolae. Da, patru sunteți. Nu o să bage patru fete. Patru. Poți să bage mai multe, îți dai seama. Nu, o să bage trei. Păi dar nu că la când intri pentru cineva. Da, și poate nu o să spună, dar trei o să bage. Nu o să bage patru. E posibil nu să bage. Nu trei neapărat să intre pentru cineva anume. Trei neapărat. Poate intre să cunoaște. Ba da, mă, zice pentru cine intre. Te întreabă, dar... Dacă vor, zic, dacă vor, nu. Dacă nu e obligatoriu. Da. Păi am zis că trebuie să spună pentru cine intre. Nu. Poate să intre cineva care zice că intră pentru păi voi. Păi și la noi ce da. Zică că eu am un pat în cameră, sus, atât. Ai auzit, Mariana? Și n-are nici salte. Că am luat-o eu. Poate să facă cerere la staff să le dea o salte. Poate să zică, ascultă. 4-4. Calmeți, două la voi, unul la ei, trei și unul la noi, patru. Mai sunt vreo cinci pe canapele, pe în living. Poate să zică că intră pentru băieții noi? Da. Care băieții? Care vor intra atunci. Fetele poate să zică că intră pentru băieții noi, să-i cunoască pe cei noi. Poate să găsește jumătate, nu le place de nimeni care e aici. Așa a fost și anul trecut, și Georgiana. Și totul se întâmplă, nu? Da, dacă se întâmplă, să vedem. Alina a spus că dintre cei care au rămas, n-are pentru cine era, doar Alina, tot în rest vreți să o aveau pentru tine. Da, Alina era singură. Anul ăsta e cel mai diferit, bă, frate. Cu ioc. Și eu mă gândeam, gata, deci... Cumpărături ioc, n-am ieșit la cumpărături deloc. Am ieșit. Păi ai ascult după o lună și până ne scoate după cinci? Ne scoate după o lună? Au zis că în ianuarie au fost. Dar după cât? În ianuarie au zis că a fost prima dată la cumpărături. Tu ce aveam impresia că după o lună? Ai întrebat-o pe Constantina? Nu, n-am întrebat-o, dar știu că ne-a spus atunci în camera de... Nu, ne-a zis că toți avem foarte mulți asemători, toți de aici care sunt. Păi toată lumea are, că unul are 2000, că unul are 10.000, că unul are 5, că unul are 2. Că unul are 1. Roxana, bine. De ce ai fugit? Mi-a zis mama să nu cad măgarii. Da, da. Ce ți-a zis? Mi-a zis mama că ce? Păi ce nu mă cărai în spate, mă sprijineam de tine. Ești și mie mi-a zis mama să nu mă sprijin de garduri, dar uite cum mai fac. Hai, auzi, sprijine-te. Ei, vezi? Păi nu sunt liber, că n-am gardul în spate. Păi l-am căutat, dar ai fugit. Nu mai știe. 15 băieți. Gata că te fărâm aici. Băi! Are și acum, stai liniște. Dăm atâta din pom în gar și din gar în pom. Să intre, așa. Doamne, iartă-mă, ce, mi-a sărit ceva? Nu știu. Păi n-am voie să bag degetul nostru. Am zrănit. Mi-am frecat tot nasul. Era să zic. Păi trebuie să zic aici ceva. De la aerul ăsta de condiționat. Păi dă impresia că se înfundă nasul și tot bagi de zi, să scoți afară. Suflu nasul e tot înfundat. Mai dai că ai ceva... Ce dracu am? Ceva negru. Mi-a fi crescut părul. Acolo, gata. Marian! Da? Maran! Maran! Roxana! Maran! Vezi că ai un fir... Roxana, ai un păr blond în mine. Păr. Pentru mine ești Roxana. Ai un păr blond. Ursa, ursarul ești tu, mă, tu îi zici că ești ăla ce face căldări. Căldăra! Corcoro! Ce-a făcut? Ia Ștefan, o dată.
Păi ea e urâtă și blondă, voi vreți să o faceți și mai urâtă? Rosana, ce face? Își pregânele.